cu ochii pironiți spre cer. Pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Este o imagine din cuvântul lui Dumnezeu ucenicii în jurul Domnului Iisus. Domnul Iisus s-a înălțat la cer după ce a terminat lucrarea de salvare, de mântuire. Și haideți să putem să ne imaginăm cum ucenicii stăteau cu ochii, atenție, spune, pironiți, adică țintă. Pironit însemnează să nu-ți miști ochii sub nicio formă de acolo. Țintă însemnează nu așa, nu așa, ci exact acolo. Ei se uita corect, atenție, se uita cu ochii pironiți. Și știți ce este foarte impresionant? Și anume că primește mustrar. Ca și când, dar nu e corect ce faceți voi. Pentru că spune, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Poate dacă eram acolo, l-aș fi întrebat pe înger, bine, bine, dar dacă nici spre cer nu mă las să mă uit pe pământ, nici atâta, dar atunci unde vrei să mă uit? Pentru că e foarte important, foarte interesant. Ceva mai devreme, Domnul Iisus îi mustră cu privire la faptul că Domnul Iisus le vorbea de împărăția cerurilor. Și știți ce îi frământa pe ucenici? Împărăția lui Israel. Îi frământa de împărăția lui Israel. Adică spre pământ. Ei se uita spre pământ. Și îi mustră, nu este treaba voastră să știți vremile sau soracele. Voi aveți altă misiune, altă treabă, și anume să fiți martori. Și aici primește a doua mustrare, dar de data aceasta să uite spre cer. Hai că spre pământ nu e bine, dar nici spre cer. Da, nici spre cer. Dacă lipsește Domnul Iisus din privirea ta, te uiți la un cer gol. Este un cer care lipsește Mântuitorul slăvit și e greșit. Dacă nu-L avem în vedere pe Domnul Iisus, să-L privești cu ochii credinței și să-L ai permanent înaintea ta, atunci este o privire cu un conținut. Știți, când acel din Marcu 7, că acel surd și vorbea cu anevoie, l-a luat deoparte și la un moment dat Domnul Iisus se uită spre ce? Domnul Iisus se uită spre ce? Și știți, când cineva se uită spre cer de lângă tine, ești tentat să te uiți și tu. Dacă Domnul Iisus e lângă tine și spune, uită-te spre ce? Atunci are valoare. Are valoare. Referitor la faptul cum să-L privim pe Domnul Iisus Hristos, m-am gândit la o imagine, și anume în Psalmul 123. Mi-a plăcut acolo imaginea aceasta care spune așa, e un psalm scurt. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Domnul Iisus a venit pe pământ, a împlinit gândurile și planurile Tatălui Ceresc și după ce a făcut acea lucrare de salvare a omului, el s-a ridicat la cer, lăsând deoparte cuvântul profetic la care se referă textul. Îmi place această imagine. La tine îmi ridic ochii. Și spune Cartea Sfântă, la tine care locuiești în ceruri. Dar versetul 2 ne arată cum trebuie privit Domnul Iisus. Mie mi-a făcut mult bine. Și auziți ce spune?
cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Cum se uită ochii robului la ce? La mână. Ce îmi place aici, că privirea credinței nu este numai faptul că străbate distanțe mari, distanțe până în cer, ci faptul că îl aduce pe Domnul Iisus, îl aduce pe Dumnezeu aproape. Dar cât de aproape? Cât să-i privești mâna. Știi ce este aici? Îmi place aici că este o stare de intimitate. Aici nu este stare de poruncă. Un rob ascultător poate să stea la distanță și de acolo de la distanță să asculte porunca stăpânului și să o execute. Dar un rob care este atent la mâna stăpânului nu așteaptă porunci. Știți ce așteaptă? Un semn discret cu mâna. Care aceasta înseamnă intimitate. Intimitate. El este atent la mâna stăpânului. O roabă este atentă la mâna stăpânei. Aceasta însemnează apropiere. Aceasta însemnează dependență. Însemnează intimitate. Și trebuie să mai recunoaștem ceva. Că pe drumul acesta care duce spre cer, noi suntem doar niște pelerini. Adică oameni care, așa cum s-a remarcat și cei dinaintea mea, care merge pe drumul acesta.